bună, fetelor! Bine ați venit la Gala I Success și felicitări pentru premiu! Bună ziua, bine m-am găsit! Vă mulțumim! Sunteți la o vârstă foarte fragedă, vă văd. Câți ani aveți? Eu am 25 aproape. 21 aproape. Mulți înainte! Văd aici că aveți un produs foarte interesant și care arată foarte drăguț. Ne puteți spune mai multe despre el? Sigur, este un produs nou la noi pe piață, un concept relativ nou, care într-adevăr se găsea în străinătate înainte, dar am avut un pic curaj și un pic de nebunie să-l aducem, mai ales așa într-o perioadă un pic dificilă, aș spune. Este vorba despre un mini frigider de cosmetice în care îți poți depozita la temperatură optime cremele. Și când spun temperatură optime, lumea mă întreabă de obicei la ce te referi, nu le țineam bine înainte la frigiderul din bucătărie. Și aș spune că nu, deoarece ele n-au voie să înghețe. Cremele se păstrează la un mediu stabil între 5 și 10 grade. Am înțeles. Pe lângă faptul că arată foarte, foarte bine și e foarte cute, este și foarte bun, presupun. Cum ți-a venit ideea să aduci produsul ăsta în România și mai ales la o vârstă atât de fragedă? Făceam research cu sora mea pentru lucrarea de licență și îți dai seama că acum ai acces la atât de multe informații pe internet și pe canale de socializare încât n-ai cum să nu observi că în alte țări anumite concepte merg foarte bine. Deci n-aș putea spune că este o invenție, ci este o teorie testată și un produs care a mers foarte bine în alte țări. Și practic ăsta a fost riscul, să-l aducem și la noi ca să-l introducem pentru pasionatele de skincare. Fetele care își doresc să-și îmbunătățească rutina și ritualul de îngrijire, dar și pentru fetele care vor să se bucure de un produs frumos, așa cum ai spus. Într-adevăr, am avut niște idei cu culorile care au mers foarte bine în zona de pastel, în zona de naturalețe. Am văzut că aveți și tot felul de sticăre și chestii, este foarte cute. Ce înseamnă pentru tine o femeie de succes? O femeie de succes e o definiție foarte complexă, aș spune. Am descoperit în ultimele luni că nu este vorba doar despre bani, absolut deloc, deși la început îți dorești să fii profitabil și să nu o dai în bară cu afacerea. Cred că este vorba despre originalitate și să-ți urmezi visul. Deci cred că aș spune pasiune într-un cuvânt mai complex. Pasiune. Eu îți mulțumesc foarte mult și îți doresc foarte multă baftă și ție la fel. Și îți mulțumesc și îți doresc o seară bună în continuare. La fel.